s-a făcut ora noastră? Ia uite cum s-a făcut. Ora 15, dacă vă uitați de fiecare dată pe Instagramul Ilincăi, ia zicem fiecare zi cât e ora, zicem fiecare zi câte ceva interesant despre noi. Azi, de exemplu, ai zis că ne-am asortat ceea ce e foarte adevărat. Ia uitați-ne, dați-ne un cadru așa de doi, ca să ne vedem. De două, dragă, de două. Cât suntem de roz și de frumoase astăzi. Bună ziua, dragilor, bine v-am găsit, bine ați venit la Follow Us. Bună, draga mea, Teo. Mă bucur din suflet să te văd din nou tu. Și eu. Ilinca a avut un moment astăzi în care a luat chip de nebunie. Pregăteam emisiunea, eram adunați cu toții și am văzut-o Ilinca, nu cum o știam eu de atâția ani, blândă, bună, calină, atentă cu toată lumea să fie bine. Am văzut dintr-o dată un dragon cum iese. O Ilinca turbată. Ziua pe aia dreaptă. Ziua cu dragonul. O să vă și spunem de ce. Asta pentru că începem ediția de astăzi cu un caz șocant și revoltător care s-a întâmplat la o grădiniță din Ploiești, acolo unde două educatoare au agresat în diverse tipuri copiii aflați în supravegherea lor, în creșterea lor, educarea. Da. Nu odată, de mai multe ori. Copiii au reușit să spună acasă anumite lucruri, părinții s-au sesizat, una dintre mămici a avut curajul și, zic eu, foarte bună inițiativă inspirație de a pune un microfon în buzunarul copilului pentru a înregistra și a asculta ce se întâmplă în cadrul orelor de la grădiniță. Și de ce copilul refuză să se mai ducă la grădiniță? Exact. Adică ce are ăsta mic? Ceva e în regulă cu cineva? Și atunci, cum zice Ilinca, i-a băgat un dispozitiv probabil, așa m-am gândit și eu, Ilinca mi-a confirmat, cu telefonul, cu... Să știți că există, și asta vorbeam, existau și pe vremea mea, când eram eu mamă de copil mai mic, pentru grădiniță, niște telefoane în formă de ursuleț, de exemplu. Dacă copilul se află într-o primejdie, apasă una dintre lăbuțele, dacă patru firește, iar dacă tu vrei să asculți ce se întâmplă în jurul copilului, ai posibilitatea să suni la un anumit număr de telefon și te conectează direct, nu știe nimeni. E o jucărie care înregistrează. Ar fi bine, după ce o să vedeți imaginile pe care vi le prezentăm, să vă uitați pe internet, poate cine știe. Copilul dumneavoastră are mai multă nevoie decât credeți. Exact la asta mă gândesc și nu ne rezumăm doar la cazul copilului care într-adevăr ar fi fost abuzat, ci mă refer la toți ceilalți copii din jur care au văzut abuzul, care au fost martori, pentru că în momentul în care un cadru didactic, chiar și un părinte, ridică tonul la copilul lui, oricine care e în jur simte energia respectivă, simte furia, simte frustrarea, simte nervii. Și amenințarea, ai văzut? Și amenințarea. Chiam poliția, pentru că minți. Din câte am înțeles, i-a amenințat cu lingura de lemn, nu îi lăsa să meargă la toaletă și inclusiv amenințări de genul chem poliția ca să ce? Ca să se simtă tot copilul vinovat și să prindă frică de autorități care de fapt sunt aici să ne apere și să ne protejeze. Ce fel de oameni sunt aceste două femei? Ce pregătire au în domeniul ăsta? Cum li se poate da pe mână o grupă sau mai multe grupe, pentru că din câte înțeleg nu este un caz singular. Exact. Pe care grupe de copii pe care să-i formeze, la ce să ne așteptăm, exact cum spunea mama din imagini. Și noi ne chinuim acasă să nu strigăm, să nu folosim cuvinte nepotrivite, să nu știu. Câteva ceasuri pe zi, copilul și-l petrece acolo. În minți, în jurătură, nu știu dacă ai auzit, a fost o jurătură. Pentru că din câte am înțeles, copilul abuzat suferă de autism, într-adevăr. Cu atât mai mult trebuie să fie mai atent. Mult, evident. Cred. Sau exact despre asta vorbeam ieri. Nu ți-mi minte că fix despre asta vorbeam și se spunea mama Ilincăi, care a intrat cu noi în direct, ne spunea că a întâlnit o educatoare extrem de grijulie și atentă, care vrea să învețe cum să se poarte cu Ilinca și cum să o ajute. Ilinca fiind fica ei de 5 ani jumătate, care... Aici vorbim de un alt caz. Da, de autism. Mai bine vorbim cu un specialist, nu? Da. Că noi ne punem întrebări una celeilalte. Irina Petrea, care este psiholog și care a auzit toată discuția dintre doamnele educatoare și copii, e acum lângă noi. Bine ai venit, Irina! Bine ai venit, Irina! Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne pare rău că într-un caz extrem de șocant. Ce zici? Nu te auzim foarte bine. Scuze, nu-mi dau seama. Scuze. E în regulă. Cred că mi țineam foarte aproape. Ieri am fost la Constanța la o seară dedicată zilei conștientizării autismului. Și noi am vorbit în emisiune despre asta, da.
Absolut. Și noi vedem aici un copil care, da, este autist și este amenințat. Și dacă nu era autist. Suferă de asta sau nu? Nu contează, Irina. Tu ce zici? Da, nu contează, dar cu atât mai grav, este cu atât mai grav, pentru că asemenea copii au o nevoie sporită de blândețe, de atenție, de toleranță, răbdare, afecțiune, de compasiune, da? Deci, noi vorbim aici de o persoană care nu este calificată suficient ca să poată să lucreze în învățământ. Păi e educatoare, nu? Ea profesează de zeci este de ani. Este educatoare, dar faptul că ai o diplomă, nu te face să fii și educator. Despre asta vorbim. După cum faptul că ai o diplomă de medic nu te face în mod automat și medic. Da? Medic bun. Noi știm foarte bine că există dezastre profesionale în orice domeniu. Corect. Și în învățământ există și aici dezastre profesionale care mișună printre copiii noștri. Abuzurile nu și-au locul în niciun fel de instituție de educație și de formare, că noi vorbim aici de educația copilului, exact, nu doar de instrucție, vorbim de formarea caracterială, de formarea personalității, sigur că da. Abuzurile nu și-au rost, nu și-au locul în niciun fel de instituție de învățământ, asta nici din stabilit, partea educatorilor. Dar care pot fi urmările în cazul unor copii care au fost supuși de-a lungul anilor tineri, foarte tineri, unor asemenea tratamente? Depinde de personalitatea copilului, depinde de familia în care crește copilul. Eu aveți în fața voastră o persoană care a fost abuzată în școala primară, la greu, nu numai eu. Eu și toți colegii mei de clasă eram bătuți sistematic, bățul la mână, eram dat cu capul de tablă. Și noi la fel. Și noi la fel. Și terorizați, da. Mi-aduc aminte și acum, doamna învățătoare era și mică de statură, nu era cu mult mai înaltă decât mine și când venea așa aproape de nasul meu și își băga ochii în ochii mei, uitam și cum mă cheamă. Normal. Da, deci era absolut îngrozitor și din pricina aceasta, în cei 4 ani pe care i-am petrecut împreună, am devenit dintr-o fetiță foarte asertivă și curajoasă și cu drag de școală, am devenit un copil care învăța și era foarte conștiincios, bineînțeles, de asta am fost și înainte de tratamentul ei, dar mă duceam la școală cu palpitații. Speriată. Eram în fiecare zi. Da, deci eu vă spun că efectele pot să fie în plan fizic imediat, nu doar în plan psihologic, peste ani de zile. Și de ce n-ai spus părinților? Cu alte cuvinte, suferam de stres în fiecare zi și când ridicam mâna, îmi simțeam inima în gât, îmi pulsau tâmplele. Deci, vreau să vă spun, eram încărcată de hormon de stres în fiecare zi. Ceea ce nu conduce la o bună rezultate bune la învățătură. Sigur. Asta este Irina, un aspect. Da. Sunt copii de la grădiniță capabili să se ducă acasă și să spună că e ceva neregulă acolo? Vorbim despre, nu știu, vârsta de 3, 4, 5 ani? Cam de pe la vârsta asta? La vârsta de 3 ani... La vârsta de 3 ani și de 4 ani este foarte posibil ca cei mici să nu fie în stare să articuleze, să spună, să exprime verbal ce li se întâmplă. Dar se vede din atitudinea lor, din comportamentul lor, ceea ce se întâmplă acolo, că nu e în regulă. Practic, mi-a trebuit o oră și jumătate de lucru. Să refuze să meargă în continuare la grădiniță. Da, în primul rând apare refuzul de a merge la grădiniță. Apare refuzul de a merge la grădiniță. Okay. Mi-a trebuit o oră și jumătate cu un băiețel să mă joc, un băiețel de 4 ani, ca să înțeleg de ce nu mai vrea să meargă la grădiniță. Până când a reușit să verbalizeze într-un joc, el era doamna care rupe fișele. Ok. Da? Deci, abuzul constant, faptul că atunci când el greșea, doamna educatoare îi rupea fișa, da, pe care o lucrase și care nu era suficient de bine executată. Părinții, ceea ce pentru copil însemna un abuz emoțional. Sigur. Părinții, ce pot face în afară de a muta copilul din grupa respectivă? Pot să-l ajute pe cel mic să traverseze? Da. Nu. În mod cert. În mod cert pot să-l ajute, pot să explice că aceasta nu este vina lui, că persoana respectivă este furioasă, că nu e în stare să se controleze, că nu poate să își verbalizeze în mod corect supărarea, nemulțumirea, dezamăgirea.
și că lucrul acesta nu are legătură cu copilul. Dar copilul poate înțelege chestia asta, pentru că e foarte complex ce spui tu, Irina. Nu, înțelege. Să-i explici copilului că nu el devine. Da, dar mâine mă bate iar. Are dreptate, Teo, să întrebe lucrul ăsta, pentru că e foarte greu pentru un copil până la vârsta de 7 ani, datorită gândirii magice și egocentriste a copilului, să înțeleagă că ceea ce îi se întâmplă rău nu are legătură cu el. Prin natura asta, gândirea copilul și gândirea lui până la vârsta de 7 ani spune tot ce mi se întâmplă are legătură cu mine, chiar și dacă părinții divorțează din cauza mea. Da. Deci e cu atât mai abuziv pentru un copil mai mic de 7 ani, nu că mi-ar fi fost ușor să fiu bătut aproape zilnic la școală, să ne înțelegem, dar ești altfel pregătit să faci față abuzului. Cu cât ești mai mare, cu atâta reziliența este mai bună. Irina, eu cunosc un caz extrem de apropiat mie de o mămică care a pățit treaba asta cu copilul ei de 3 ani și jumătate la grădiniță. Copilul nu neapărat că plângea dimineața, dar nu-și mai dorea să meargă acolo. Mm-hmm. Nu știa să spună repede 3 ani jumate de ce nu-și mai dorește. Mămica a luat legătura cu cadrele didactice, a întrebat ce se întâmplă, cum se întâmplă. Mămica a fost liniștită, spunându-i se că e normal, sunt noi reguli pentru ei, trebuie să se adapteze, e un pic mai greu, programul e mai dificil, e tot în regulă, totul sub control. Într-un final, mămica a dus copilul la terapie și în terapie, exact cum spui și tu, copilul a recunoscut terapeutei cum că era pedepsit, era abuzat fizic, emoțional, nu mai zic, și din toate punctele de vedere. Și acum întrebarea este, cum facem să ne ascultăm copiii? Pentru că mămica respectivă, după aceea, asta și-a reproșat foarte multă vreme. Băi, dacă eram un pic mai atentă, dacă vorbeam un pic cu el, dacă eram... adică nu credeam în cadrele didactice, ci îmi credeam copilul. Acum... Evident că fiecare încearcă să acopere problema pe undeva, dar ca părinte, exact asta este punctul central. Trebuie să vorbești cu copilul. Și nu vorbești cu copilul cum a fost azi la grădiniță, ai pătit ceva, totul e în regulă. Asta nu este un dialog pe care să-l porți nici măcar cu un copil mai mare, dar minte cu un copil mic. Dialogurile cu copilul trebuie să se deruleze cu ajutorul unor întrebări închise, nu deschise, nu generale. De exemplu, ați colorat astăzi? Ce ați colorat? Ați lucrat cu plastilina? Ce ați făcut din plastilină? Ce ați cântat? Ce cântecel? Cum a fost îmbrăcată doamna? Ți-a plăcut la ora de cutare? Cu cine te-ai jucat? Adică întrebări extrem de bine țintite. Și copilul va putea să-ți spună, m-am jucat cu Gigel, dar Gigel a dat în mine. Ok. Da? Și dintr-o dată se face lumină. E foarte important ca dialogul cu copilul să nu se deruleze sub forma unei anchete. Eu pun întrebări și el răspunde, ci să fac un dialog, adică să vorbesc. Și cel mai bine este în joacă. Doar în jocul de rol, copilul acela despre care vă spuneam, care acum e un elev de liceu de toată frumusețea, mi-a putut explica, el interpretând rolul. Aveam niște mașinuțe și mașinuțele erau la școală și era doamna educatoare mașinuță și copiii ceilalți tot mașinuțe și mașinuța doamna educatoare le rupea fișele mașinuțelor elevi. Și da? Uite așa deci, să... După o oră jumate. Da. Și uite așa am descoperit. Deci trebuie foarte multă răbdare ca să descoperi adevărul de la propriul copil. Irina, mai am o întrebare. Cum facem noi, părinții, să... Sau există vreo posibilitate, vreo modalitate prin care să ne dăm seama de eficiența cadrului didactic din punctul ăsta de vedere în momentul în care hotărâm să ne ducem copilul la o anumită grădiniță? Trebuie să vorbim mai mult cu dânsa, trebuie să... Nu știu... Nu. În momentul în care înducem copilul la grădiniță, cel mult putem să avem feedback-ul altor părinți care au avut copiii la doamna respectivă. Aha. Sau la domnul. Bună idee. Asta este cel mai bun feedback. Okay. Da, cel mai bun feedback este acela din, cum se spune, din gură în gură, da? Uh-huh. Așa cum se duce vestea despre un doctor bun, așa se duce vestea așa și despre un învățător bun. Așa despre, e. Da, asta așa este cea mai bună reclamă. Doi, e nevoie să discutăm cu profesorul educator despre nevoile copilului. Nu să-i spunem noi ce nevoie are copilul, decât dacă e într-adevăr necesar, ceva da. Anume. Da.
Dar e foarte important să discutăm cum lucrează copilul, ce face, dacă răspunde, cum răspunde, dacă e destul de atent, dacă, eu știu, deci să există o comunicare și o colaborare permanentă între părinte și cadru didactic pentru a ne da și exact. Seama ce se întâmplă acolo. Irina, mulțumim tare mult pentru detaliile pe care le-ai împărtășit astăzi cu noi. Și te mai așteptăm, sperăm cu subiecte mai fericite. Da, mulțumim tare mult, Irina. Da, cu drag, numai bine, la revedere!